Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod din seria noastră cu GTA Online. Ei bine, dragi prieteni, tocmai a fost lansat update-ul Finance and Felony și haideți să vedem ce a fost adăugat nou. O să ieșim și noi acum din iaht și să vedem. Bă, dar mult mai durează. Hei, cineva mi-a pus un bounty. A, da, mi-am amintit când mi l-a pus. Nu e panică. Nu e absolut deloc panică. Ideea este că trebuie să ne urcăm în elicopter și să vedem ce a fost adăugat nou. Deci vom intra pe telefonul mobil și să vedem. Avem Benny's Original Motorworks, unde nu cred că a fost adăugat nimic. The Dynasty 8 Executive. Ia uiți, pula mea, care ești, mă? Enter website. Ok. A, deci sunt câteva birouri. Am înțeles. E mișto că nu sunt exagerat de scumpe. Wow, Maze Bank West. Și doar $1.000.000. Băi, n-ar fi foarte mult. Foarte tare. Bun. Mai departe. Elitas Travel. Ce pula mea, mă, nene, mă. Deci, elicopterul ăsta este genial. Arată criminal, uitați-vă la el. Eu îl am pe acesta. Care este super mic în comparație cu monstrul ăsta. Wow, aș fi crezut că e elicopter militar, dar nu, e elicopter de VIP. Deci, foarte tare. Bun, altceva. Ce mai avem? Oh, mai avem și avionul ăsta. Păi... nu știu, ar fi interesant să ne putem plimba până el, dar în rest, cam atâta. Foarte șmecher, nu sunt mare fan avioane, pentru că avioanele nu sunt atât de versatile ca elicopterele, dar e bine să ai și un avion, de ce nu? Și, mai departe, Warstock Cash and Carry. Avem așa, avem camionul ăsta. Wow, care e interesant, nu știu ce trebuie să facem cu el. Și cine știe ce, cum, când am putea să-l folosim, dar ar fi o chestie foarte interesantă. Cât costă? Puțin peste 1.000.000. Nu exagerată mult. Mai departe, avem un cargo bob. Voi cât de tare, e prima dată când putem cumpăra elicopterul ăsta. Genial. Cu ăsta putem ridica diverse chestii. Șmecherie mare. Și mai avem un... ok... Cargo Bob Jet Sam. Wow, ăsta pare să fie ceva mai civil decât cel pe care l-aveam deja, adică față de acesta. Și da, foarte tare până acum. Apoi, să nu mă mai uit, Travel and Transportation, avem, unde era chestia aia? Ok, au schimbat designul la Southern San Andreas Super Autos. Și după câte văd eu aici, avem o dubiță, Bravado Rumpo Custom. Băi, e destul de mișto. Și nu știu ce a fost sunetul ăsta, o să mă uit puțin mai încolo. Cred că cineva a făcut un challenge, ceva de genul pe server. Și da, foarte tare dubița, îmi place că este echipată de off-road. Și după câte înțeleg, este și puțin blindată, deci... din ce în ce mai tare, nu? Și acum haideți să ne uităm la partea interesantă, Legendary Motorsport. Ok, avem Pegasi Reaper, Vapid FMG, adică Vapid Full Metal Jacket, Grotti Bestia GTS, foarte tare. De asemenea, mai avem următoarele mașini. Benefactor XLS, care arată într-un mare fel, gen chiar arată genial mașina asta. Apoi, Enus Windsor Drop. Este varianta decapotabilă, să zic așa. Foarte șmecher, chiar foarte interesant. Aceasta are 4 uși față de cealaltă care era deja în joc. Ia să mă gândesc unde era. Aici. Această variantă are doar 2 uși. Deci, o chestie interesantă că acum putem intra 4 oameni în mașină. Mie personal îmi place varianta cu 2 uși, nu varianta cu 4 uși, dar hei. Cine sunt eu să judec? Și da,
Mașina asta nu știu să vă spun exact cu ce seamănă, nu am nici cea mai vagă idee. Dar după statistici văd că este foarte rapidă. Mai departe avem mașina asta, care la fel, după statistici, este exagerat de rapidă. Adică uitați-vă puțin la statistici. Și să ne uităm și aici. La fel, este o mașină foarte rapidă. Dar singura chestie, și o să vă arăt acum, e că, dacă nu greșesc, este mult mai rapidă decât T20. Nu, nu este mult mai rapidă. Dar este, oricum, considerabil mai rapidă decât T20, dacă vă uitați. Cel puțin accelerația este ceva mai potentă. Și ce pot să spun? 1.750.000 și mașina asta este ceva mai rapidă decât T20-ul, care e 2.200.000. Nu înțeleg care e logica. N-am nici cea mai vagă idee. Dar cine știe. Ok, da. Eu aș vrea să cumpăr mașina asta, sincer să vă spun. Dar nu o să o cumpăr în momentul ăsta. O vom cumpăra cu altă ocazie. Și altceva. Doctiz. Ce avem aici? Oh. Tag. Bărcuța asta interesantă. Cât de șmecher. Deci... chiar mișto. Nu are niciun soi de descriere. Dar cum pare mișto bărcuța. Aș vrea să am și o bărcuță. Care să fie așa mai dubioasă. Ce mai am eu sunt niște bărci destul de șmechere. Dar o bărcuță de asta dubioasă ar prinde bine. Și altceva. Băi, nu cred că mai avem alte chestii. Chiar nu cred că mai avem. Ne-am uitat la tot. Biciclete. Din păcate nu avem nicio bicicletă nouă, dar pun pariu că nici nu vă interesa vreo bicicletă nouă. Ok. Și acestea fiind spuse, ne uităm, cine știe, poate, am mai adăugat ceva nou. Aici nu a adăugat absolut nimic, după câte văd. Ok, perfect. Sper că nu v-am plictisit deja. Am aruncat un ochi foarte rapid prin... lista de vehicule noi și, în fine, chestii adăugate noi, nu neapărat vehicule. Și acum, haideți să mergem la un Ammunition, care se află chiar aici. Deci, ia să ne oprim și noi în zona asta. Poate mă prind unde e Ammunition-ul? A, da, m-am prins. Acum o să aterizez. Ah, ok, m-am surprins și pe mine. Și haideți să mergem la Ammunition și să vedem ce chestii au fost adăugate noi în Ammunition. Ok, da. Ia să vedem. Ok. Nimic nou la categoria asta. Acum, să ne uităm. Parașuta e parașută. Micro SMG. Nimic nou. A, lol, ia uitați. Un scope. Băi, ești nebun? Drum magazine. What the fuck, pe MP5? Cum vine chestia asta? Arată interesant, totuși. Hai să cumpăr. Aici nu pot să pun nimic. Hei, ce-am făcut? Așa, mă speriasem. Pump shotgun. Ok. Aici nu pot să pun absolut nimic nou. Ceea ce mă dezamăgește într-un fel. Nu-i panică. Death by bullets every time. Jură-te. Deci avem acum un AK-47 cu drum mag. Costă mult, dar cred eu că se merită. Ok, mai departe. Carbine. Box mag pentru carbine. Wow. Putem pune un suppressor la arma asta? Băi, eu cred că ar prinde bine. De ce nu? Să zicem. Deși, nu știu ce să zic.
Într-un fel mi-ar place, într-un fel nu mi-ar place. Hai că lăsăm fără. Pușcă culnetă, nimic nou. Vreau să-mi deblochez de pușca asta culnetă în schimb, dar mai e până atunci. Aici putem pune ceva nou, după câte văd eu, absolut nimic. Ok, mai departe. Nimic. Hai că văd că o să trecem repejor până astea. Bun. La fel, nu prea aș vrea să pun nimic la chestia asta. Shotgun-ul ăsta micuț. La fel, nu avem nimic nou. Ballpup. La fel, nimic nou la arma asta. La Tommy Gun. Băi, Tommy Gun nu are nimic nou, deci ok, trecem peste. Special Carbine cu Drum Mag. Păi, hai să punem. De ce? Aici ce mai avem? Ballpup Rifle. Băi, nimic nici aici. La muschetă ar fi fost culmea să punem Drum Mag, dar evident nu se poate să punem așa ceva, deci e ok. Marksman Rifle. Băi, nici aici nu avem nimic nou, deci ok. Ok, arma asta e interesantă. Heavy Shotgun. O să pun Drum Mag. Flashlight, Grip. Și cam atâta. Să punem și supresor? Hai să punem și supresor. Homing Launcher. Băi, aici n-avem ce punem. Mai departe, Combat PDW. Drum Mag la Combat PDW. Băi, ești nebun la cap. Eu nu zic nu. Grip și ne punem, avem. Flashlight avem. Băi, hai că e bine. Marksman Pistol. La fel, nimic nou. Machine Pistol. Hai mă, pe bune, avem și la asta Drum Mag. Bă, ăștia au nebunit la cap cu Drum Mag-urile. Toate armele au Drum Mag. Hai să fim serioși. Cine mai pomenit așa ceva? Ok. Interesant. Double Barrel Shotgun. La fel, aici nimic nou. Și mai avem Combat Rifle. Unde avem, evident, Drum Mag. Păi, interesant, dar nu mă dau neapărat în vânt după adăugirile astea, adică Drum Mag e puțin cam mult, părerea mea. Și în ceea ce privește secțiunea de arme, am cumpărat tot ce puteam să cumpărăm. Uitați, avem aici Gear, Rebreather, Night Vision, LCD, Earpiece, Red Earpiece și Grey Earpiece. Ok, aici nu avem nevoie. Ups, am cumpărat ceva. Pardon, n-am vrut să cumpăr neapărat treaba asta, dar hei, e ok. Și da, dragi prieteni, acesta este un prim clip legat de update-ul Finance and Felony, în care ne-am uitat puțin pe website-uri și am cumpărat câteva chestii de la Ammunition. Sper că v-a plăcut acest clip, sper că vi s-a părut interesant și ne vom revedea cât de curând cu un nou episod. O zic mai bună vă doresc, bye bye!